În această după-amiază, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din municipiul Drobeta Turnu Severin. Din la dispecerul unității am fost alertat să intervenim la un incendiu izbucnit la etajul 4 la unui apartament din Drobeta Turnu Severin. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă, o autoplatformă și un echipaj SMURD. La sosit la fața locului, incendiul se manifesta la un dormitor al apartamentului cu posibilități de propagare la alte apartamente învecinate. Pagube? Ce ars? Ars dormitorul aproape în întregime, mobilierul existent în dormitor și a fost afectată zugrăveala și din celelalte încăperi, datorită fumului dens care era la fața locului în momentul din asta aici. Persoane evacuate? Am evacuat două persoane, dintre care una a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital, fiind chiar proprietar, a sperind un atac de panică. Ai inhalat și fum? Sau? A inhalat și fum, dar foarte puțin, n-a apucat să fie foarte grav. Pericol de explozie, erau gaze? Sunt gaze pe casa scării, apartamentul nu era, era acordat la gaz, dar nu, încă nu funcționa, nu avea centrală. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de supra-solicitarea instalației electrice. Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite care pot pune în pericol nu doar bunurile, ci chiar viața, recomandăm cetățenilor să nu utilizeze aparate electrice, prize întrerupătoare, cabluri electrice, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații și să nu supra-solicite instalația electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori. În rest nu știm nimic. Un aparat electric, ceva probabil sau... Probabil, firele electrice. Atât știm, altceva nu știm. V-ați speriat? Nu, ne-am speriat, că da seama. Ce ați auzit? Ați auzit? Am înțeles că doamna a ieșit și țipa da, pe scară. Da, țipa pe scară, ajutor. Au venit pompierii foarte repede și acum așa acolo vedem ce măsuri ai. Pare că se manifestă generalizat la tot apartamentul. Că... Nu știu, n-am fost acolo sus. După cum se vede, nu. Fum mai puțin, vedeți. Fum mult? Nu a fost fum mult. Ați ieșit repede în casă sau nu? Da, eu locuiesc la parter, nu avea ce să mi se întâmple mie, problema e la etajul 4. Același lucru, că la parter stăm și, na, vă dați seama că când am auzit, ne-am panicat. E vorba de un foc, de un incendiu. Am ieșit afară să vedem ce se întâmplă. Mai departe nu știm nimic. Ați auzit-o pe proprietară strigând? Pe doamna, pe vecina. A auzit-o vecinii de sus, că dacă noi stăm la parter, la noi se aude mai greu. Auzit, ajutor, ajutor, au chemat vecini, au chemat pompierii, altceva. Da, am ieșit și noi afară, deci mai mult erau nu știm nimic. Erau multe persoane pe scară, câte persoane nu, au? Nu era, am văzut când am ieșit afară, era foarte multă apă. Când au intrat pompierii să-i stângă focul, era foarte multă apă și am ieșit afară. Dar oamenii câți erau în bloc, câți au ieșit? Nu știu, că n-am văzut, că dacă noi am ieșit, da, multă lume probabil la muncă. Am ieșit imediat afară, în rest, mai mult nu știu. Ce se întâmplă? La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifestă în balconul locuinței amenajat ca bucătărie. Pompierii militari au evacuat două persoane, una dintre acestea prezentând atac de panică. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD, ulterior fiind transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin.